Bună seara! În completarea rubricilor despre boli, m-am gândit să vorbim astăzi despre depresie. De ce? Depresie este o boală care ne afectează foarte mult viața noastră, celor din jur. Și nu cred că există cineva la un moment dat care să nu fi trecut în viața lui printr-un sindrom depresiv. Da? Care sunt simptomele depresiei? Sunt multe. Poate să fie insomnie. Incapacitatea de a de muncă. Sau oricare altă activitate. Adică omul ăla nu poate să facă nimic. 3. Lipsa poftei de mâncare. 4. Lipsa apetitului sexual. Adică nu are chef să facă sex. 5. Nu-i mai interesează nimic. Nici distracție, nici nimic, nimic. Ar sta în pat și ar lâncezi. Sau se poate manifesta prin somn prelungit. Adică incapacitatea de a se trezi dimineața. Și asta datorită nu este fuga de realitate. Ce mai poate să... lipsa energiei. Adică el, omul zice, dom'le, nu vine să fac nimic, sunt slab așa. N-am chef de nimic, nu pot să fac nimic. Mi-e rău. Mă doare, mă... Aia, mă... Dar, în realitate, el este depresiv. Vreau să spun că, și nu greșesc, depresia ascunsă poate somatiza. Diferite somatizări. Somatizările sunt manifestări în planul fizic a unui problem care este la nivel profund. Și atunci se poate somatiza sub orice formă de orice formă de boală autoimună, boala autoimună este o formă de somatizare a depresiei, lipsii de dorințe de a trăi. Mai departe. Păi cauzele spirituale ale depresiei sunt multiple. Da? Hai că facem așa. Ștergem asta și să mai. Cauze. Unu. Din naștere. Doi. Post-traumatice. Da? Din naștere. Sunt oameni care nu au vrut să se nască. Deci, nu au vrut să se nască. Da? Și aici sunt de două tipuri. Oameni cu valori mari, ale DH-ului, a luminii interioare, adică care vin din ceruri mari, și cu valori mici. Deci oameni care au greșit vis-a-vis de viață în alte vieți. Da? Deci ei n-au vrut să nască. Pur și simplu nu și-au dorit să nască și au fost obligați să nască de programul ăsta al karmic. Au apărut pe Pământ. Nu au vrut să fie femei. Deci există multe doamne depresive care, de fapt, la interior sunt bărbați și sunt de bărbați
Și sunt depresiv pentru că s-au născut bărbați. Că nu și-au înțeles condiția. Sunt oameni care în alte vieți au considerat că femeile sunt inferioare. De exemplu, au lucrat pentru divinitate. Au fost preoți călugări. Și acum se nasc femei și se consideră pedepsiți. Unde am greșit eu, Doamne, din viața asta? Sunt femei, adică inferioară. Și atunci intră în depresie. Da? Ăștia sunt oameni care nu și-au acceptat feminitatea. Da? Mai departe. Bun, cine poate să fie depresiv la un moment dat? Da? Când îți pierzi o persoană dragă, când te desparzi de ceva pe care îl iubești, mă rog, când ești părăsit, odată cu asta pierzi din suflet și automat pierzi din puterea de a fi fericit și automat poți să intri în depresie. Numai că sunt oameni care sunt ca fond depresiv. Deci ei vin depresiv. Ei vin depresiv din cauza asta. Deci nu știu să se bucure ăștia. Nu știu să se distreze. Bine, mulți nu știu că nici nu sunt conștient de asta. Află când se trezesc din punct de vedere spiritual. Asta e altă problemă. Da? Nu știu să se distreze. Nu și-au acceptat deci feminitatea, nu știu să se distreze. Mai departe. Nu, o secundă. Nu sunt pe calea lor spirituală. Încă o dată întrebarea. Depresia poate să vină, să fie din naștere, pentru că ai greșit vis-a-vis de suflet, deci viață, ai ucis, vis-a-vis de iubire, ți-ai bătut joc de iubire, de oameni, ai făcut să sufere, de femei, deci vis-a-vis de tot ce ține de Duhul Sfânt. Da? Poate să fie o cauză de genul ăsta. Sau poate să fie ca un program, cum au creștini. Creștinii au un program care au trăit, ei merg după fericire. Și din păcate nu au înțeles fericirea și este la un moment dat fericirea fericiți cei ce plâng că cei se vor bucura. Și ei au înțeles așa că dacă nu poți să te bucuri în cer decât dacă ești nefericit pe pământ. Și lor le este frică, sunt oameni, ăștia din naștere, le e frică să fie fericiți. Fericiți și ce plâng, ce ei se vor bucura. Și atunci le-ai frică să fie fericiți. Mai departe. Absolut, da. Păi, în primul rând, există, recomandă o carte care se cheamă Atacul Psihic. Nu mai știu cum îl chema pe cel care a scris-o. Și el povestește cum i-a băgat în cap cineva că nu e bun de nimic, că nu e stare de nimic. Și asta câteva luni în pat așa pentru întuneric. Pentru că și-a dat seama că e ținta unui atac și s-a dus să facă bine. Deci depresia poate să fie indusă ca un program la nivel subconștient și nu mai faci nimic. Absolut, da. Se poate implementa ca program la nivel de suflet, se poate implementa ca program la nivel de alte structuri. Am întâlnit tot felul de nebunii. Chiar la nivel de subconștient negru. Deci da, poate să fie ca urmarea unui atac psihic și a unui magie. Mai departe. Deci, hai să vă spun ceva. Oamenii depresivi sunt de mai multe categorii. Sunt oameni care, fiind depresivi, mă rog, au trecut printr-un eveniment negativ în viața lor. Ăștia se comportă cât de cât ok. Dar sunt oameni care sunt depresivi de carieră și care sunt niște depresivi, să știți că sunt cea mai mare formă de călăi. Ei au atenția îndreptată către interior și sunt, de fapt, niște egoiști. Pe ei nu interesează decât starea lor. Nu interesează. Poate să moară unul pentru că ei sunt, le e rău și nu le e bine și nu interesează deloc ceilalți. Și nu mai e starea lor. De fapt, să știți că depresia
este o formă de acceptare. Adică poți să fii, poți alegi să fii nefericit. Depresivii de obicei aleg să fie nefericiți. Nu mă refer de depresivii care sunt depresivi că ei s-au luat fericirea karmică, adică au fost pedepsiți să fie nefericiți pentru că au făcut rău altora. Și mă refer la depresivii ăștia. Sunt mulți care sunt depresivi pentru că în realitate au ales să fie nefericiți. La copii, sigur, este karmică. Și este, vreau să spun, traumatică pentru părinți. Imaginați-vă că ai un copil care spune, se trezește dimineața plângând și zice, nu mai vrea să trăiască, el vrea încet, că lui îi place în cer, că lui îi place viața asta. Deci există depresie la copii. Există depresie la copii după ce se despart părinții. Există depresie la copii din cauza diverselor lucruri. Deci există. Dar cea mai frecventă este depresia datorată, mă rog, venirii pe pământ, deci karmice, sau alegerii. Pentru că, haideți să spun ceva. Dacă un spirit superior se naște dintr-un cer 8 și el n-a vrut să se nască, el are toate atributele să fie fericit, dar el alege să fie nefericit pentru că e pe pământ. Dacă un spirit alege, e trimis pe pământ, dar e dintr-un cer inferior, el va fi nefericit. Dar nu e alegerea lui, că el nu are dreptul la fericire. Adică poți să ai dreptul la fericire să fii nefericit și poți să n-ai dreptul la fericire și evident că ești nefericit. Problema e cu cei care sunt veniți și au dreptul la fericire, dar aleg să fie nefericiți. Ei, copiii de obicei sunt spirite de ambele tipuri. Și care aleg și care n-aleg să fie nefericiți. Eu am întâlnit de ambele feluri. Absolut, da. Deci, trebuie să înțelegeți că fericirea e un dar divin. În momentul în care greșești relativ la Dumnezeu, să iei acest dar de a fi fericit. Acest dar de a fi fericit este dat prin Gabriel. Da? Acest dar de a fi fericit e dat prin Gabriel. Acest dar de a fi fericit este dat de Dumnezeu. Deci tot El ți-l poate lua atâta timp cât greșești relativ la divinitate și îți pierzi sufletul. Păi păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul împotriva vieții. Deci ai ucis, ai produs avorturi, ai făcut pruncucidere, ai dat poțiuni ca să știu să producă avorturi. Astea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Păcate împotriva Duhului sunt păcatele împotriva adevărului și automat încep să plătești. Da. Prin toate tipurile pe care le-am enumerat în emisiunea trecută, privind arta de a obține harul. Fericirea este un har, un dar. Darul de a fi fericit, darul de a răspândi fericirea este un dar. Adică este un, cum să vă zic eu, cei care sunt comici, cei care sunt... Ăla e un dar divin să faci oamenii să bucure. Nu este o... Eu am întâlnit până și faptul că e păcat să faci, să fii clov. Trebuie să-i tâmpenie. Un clov nu o să bucure nici cabala, nici Evangheliile un copil. Dar un clov nu-l va bucura. Și atunci e clar că ăla este de la Dumnezeu, de la drag. Nu. Nimeni și nimic, niciun medicament, niciun terapeut nu poate să vindece un depresiv dacă el nu vrea. Da. N-ai cum. Dacă nu ești de specialitate, nu. Nu te sfătuiesc. De ce? Depresivii sunt niște găuri negre. Deci ei atrag... Sunt vampiri energetici. Ei trag sufletul din tot ce e în jur. Și automat îi influențează negativ tot ce este în jurul lor. Și oamenii, și animalele, și absolut orice. Dom'le, ideea este în felul următor. Eu nu mă ocup de depresivi decât în măsura în care cum să vă zic eu... Le spun ce au de făcut și armonizez și încarc și le fac inițier. Dar altfel nu mă ocup foarte mult de ei. De ce? Pentru că, sincer, nu-mi plac. Dar, asta înseamnă că nu trebuie ajutat și ei. Adică eu le explic că alegerea lor e greșită. Și mă rog, fac ce țin de mine și îmi dau ce să facă ca să plătească ce au de făcut ca să poată să se vindece.
Dar mie nu-mi place de ce. În general, oamenii ăștia sunt interesați doar de ei și sunt foarte rar depresivi aia care, cum să zic eu, urlă în tăcere și sunt supuși, adică și ajută pe alții. Ăștia sunt rar. Există și ăștia care se autodistrug fără să știe nimeni. Dar sunt foarte rar. În general, depresivii sunt manifesti. Da, la depresivii care nu înțeleg de ce s-au născut și la care depresia se vine datorită faptului că s-au născut sau că s-au născut femei, în momentul în care află scopul pe pământ, de ce sunt femei, ce au de făcut, își înțeleg scopul și atunci dau un sens vieții lor și atunci nu mai se dă. Adică ne dispare această suferință. Nu. Nu. În general, depresivii nu sunt deloc interesați de iubirea celorlalți. Adică nu... Chiar nu. În primul rând, nu pot să iubească. Un depresiv nu va fi... Nu poate iubi. Un depresiv are inima închisă. Un depresiv are timusul pe dos. Deci nu iubește nici viața, nici pe el însuși, nici pe ceilalți. Slavă Domnului dacă un depresiv iubește. Pentru că dacă iubește, înseamnă că se vindecă. Dar de obicei nu iubesc nimic. Aia e și problema lor. Psihoterapia, în primul rând, să vedem care sunt cauzele suferinței. 2. Recomand să facă măsurători să vadă. Dacă vine, depresia este venită, e dobândită, mă rog, care e cauza, să nu fie magie. 3. Recomand inițierea Reiki. De ce? Pentru că dau accesul la lumină. După aia, recomand terapia de grup, pentru că lumina automat este benefică. Și nu în ultimul rând, la orice depresiv, recomand să facă ce vor ei. Și le face plăcere și le bucură sufletul. Depresia se poate datora și faptului că nu sunt pe calea lor spirituală. Adică dacă eu ar trebui să fiu în altă țară și sunt în România, sunt în opoziție cu sufletul meu. Și fiind în opoziție cu sufletul meu, automat intru în depresie. Dacă sufletul meu este în altă parte decât mine, evident că n-ar putea să mă bucur, că fericirea și bucuria se face în intermediul sufletului. Și atunci, dacă sufletul meu este în altă parte, eu o să fiu nefericit. Pentru că eu trebuie să urmez calea sufletului meu. Aia este programul divin al meu. Da? Mai după. Păi singura structură care e afectată de depresie este șarpele Kundalini. Aia este depresivă. Deci nu e convine că trăiește. Și atunci vindecarea de la nivelul secaului se face prin creșterea conștiinței de sine. Și prin psihoterapie, prin educație. Tot ce ține de educație spirituală se referă la șarpele Kundalini. Deci automat vindecă depresia. Plus că depresia înseamnă că sunt în afară lui Dumnezeu. Dacă sunt în Dumnezeu, nu pot să fiu depresiv. Că iubirea este Dumnezeu. Depresivii sunt în afară lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt în Dumnezeu, din punctul lor de vedere, din punct de vedere al unității cu divinitatea, sunt în afară lor. Absolut, da. De multe ori, tratamentul medicamentos pentru depresiv este suportiv. Adică îi ajută să treacă peste episodul ăsta. Și eu zic că e foarte bine să și ia până când sunt în măsură să treacă peste episodul ăsta. Absolut, da. În cazul copiilor, eu, când sunt copiii depresivi, le recomand părinților să le duc, să-i ducă să le arate lumea. Adică, jocuri, locuri noi, activități noi. Deci, copiii sunt foarte sensibili la tot ce este nou și tot ce pot să învețe. Și atunci, în momentul ăla, încep să-și găsească justificarea în a trăi. A trăi presupune principiul plăcerii, principiul bucuriei. Deci nu poți să trăiești dacă nu te bucuri de ceva. Și atunci, ca să poți să trăiești, trebuie să te bucuri de ceva. Fie ea mâncare, fie ea jocul, fie el sex, fie el ceva. Ceva care să-ți bucure sufletul. Și le recomand părinților să facă absolut tot ce pot ca copiilor să bucure.
Nu există vindecare și recidivă. Toți, am zis, toți oamenii avem episoade de depresie, da? Când lucrurile poate că nu ies așa cum vrei tu, ăla poate să fie un episod de depresie. Mă rog, nu-ți convine. Da? Să neagă corăbile. Dar asta nu înseamnă că nu poți să te remontezi. Căderi înseamnă când un episod ăsta durează mai mult decât trebuie. Evident, nu poți să-i... Cum să spun eu? Vindecarea asta... E greu să crezi că un om nu va mai avea niciodată probleme în viața lui, deci automat totul, toată viața lui va fi roz. Dar dacă un om cade din nou, înseamnă că, de fapt, nu a înțeles sensul vieții. Pentru că nu mai e cum să cazi dacă ai înțeles ce înseamnă viața. Și că viața merită trăită, și că viața e frumoasă, și că bucuria de a trăi nu se compară cu nimic, tocmai pentru că viața asta îți dă posibilitatea de a experimenta și automat evolua din punct de vedere spiritual. Deci un om care cade din nou, înseamnă că n-a înțeles care e scopul vieții lui. Depresia te duce în purgatoriu, da? Și acolo se ispășește. E o închisoare, timp de 7 ani. Mă rog, poate să scadă această perioadă de 7 ani prin rugăciunile și pomenirea celorlalți. Nu eram de acord cu asta, n-am observat cum funcționează. Mă rog, întâmplarea face că am vizitat treburile astea la un moment dat și n-am fost foarte încântat. Dar cert este că dacă cei din jur, biserica nu are voie să roage pentru un sinucigaș, dar oricine ca persoană poate să facă. Când spune un tatăl nostru, când spune o rugăciune, că ține o zi de post, poate să roage pentru cineva care s-a sinucis și automat să-l ajute să treacă mai repede peste etapa asta. Nu. O persoană care vrea să sinucide după mai are liber arbitru, pentru că înseamnă că este posedat deja. E un demon. În ortodoxie se spune Duhul Mâhnirii, care este unul dintre cei mai periculoși demoni. Demonul Mâhnirii. De ce? Pentru că demonul deznădejdii, pentru că asta duce la sinucidere. Ori dacă salvezi pe un om de la moarte, și aici intervine un pic, că, de exemplu, deontologia psihoterapeuților, se pune, nu se știe exact care e limita la care ai voie să intervii trecând peste cunoaștere, peste liberul arbitru al unui om. Deci zic că dacă oprești un om să sară pe geam, e făcut un bine indiferent ce se întâmplă. Pentru că, indiferent ce va face în viața asta, mai are șansa de mântuire, pe când dacă s-a sinucis, nu mai are niciun. Mi-e greu să cred. De ce? Pentru că nu e societate de așa natură să ne ajute. Trăim într-o zonă care e cea poluată, informațională, emoțională. Și atunci, dacă intri într-o depresie, e destul de greu. Deci trebuie să fii puternic tu ca să trăiești în lumea asta. Dar, păi, să mai fii și depresiv. Și atunci, eu oricum recomand tuturor să aibă un tratament specializat. Și prin asta mă refer în mod special la psihoterapie. Absolut. Dar bineînțeles că psihoterapia o recomand și celor care sunt inițiați și celor care merg pe care spirituală. Să-i ajute să-și facă ordine în bibliotecă. Da. Mai departe. Nu. Asta nu știi când vine. Pentru că nu știi când apar probleme în viața ta. Ce știi dacă te părăsește o nevastă sau un copil sau o familie sau... Sau dacă... Sau când îți spui... Poți să intri în depresie că ți-ai pierdut un job sau... Că ai un accident de mașină, ți-ai pierdut, Doamne ferește, o mână, un picior. Poți să intri în depresie de orice. Și atunci, niciodată nu știi când te poate lovi. Păi... Trezirea spirituală înseamnă tot ce la nivel de sine. Dacă depresia a apărut ca urmare a trezirii spirituale, înseamnă că exista la nivel de sine. Deci dacă depresia asta exista la nivel de sine, înseamnă că este din naștere. Deci tot prin conștientizare și acceptarea propriei vieți, propriei căi,
Și să mergi pe Dumnezeu te ajută să te vindeci depresie. Am avut un caz, a ieșit cam câștigător cu Domnul. Mi-a venit o doamnă, care în depresie se simțea rău, am început să-i facem terapie, i-am făcut dinție, mamă, toată lumea. Și la un moment dat îmi spune, știți, eu mi-am vântut sufletul. Demonului. Wow! Deci ea se pică pe spate. Dar vorbea foarte serios. Nu mai știu pentru ce o făcuse. Și ne-am chinuit cu ea o perioadă. Și după aia, după ce ne-am chinuit cu ea, m-am zis un om, dacă nu vrea să facă bine, toată lumea așteaptă să fie făcută bine. Dar nu își asumă nimeni. După ce tot mai am fost de mine, când am putut să facem bine. Bine, și am mai avut, deci am două cazuri în toată existența mea de terapeut cu oameni care nu s-au schimbat deloc. Apropo de dragoste de viață. Dar două cazuri în 10 ani, cred că nu e foarte mult. Din cei pe care i-am văzut. Evident, mai unii s-au schimbat mai repede, unii mai ușor, unii au devenit, au început să bucure de viață, alții nu. Unii mi-au mulțumit. Simplu fapt! Deci am ținut că am dat odată o imagine pe... Am dat un ăsta pe mail în care am spus că depresia este de fapt alegerea persoanei. Deci că simplu fapt că alegi să fii nefericit, te face nefericit, deci intri în depresie. Și am primit un mesaj pe Facebook în care am spus mulțumesc. Am înțeles că de fapt eu sunt nefericită că am ales să fiu nefericită. Când am citit mesajul ăla, în momentul respectiv am ales să fiu fericit și mi s-a schimbat viața. Doar așa că am dat un mesaj. Paf! Pe Face. Așa că există posibilitatea să te schimbi numai prin faptul că ai conștientizat că nefericirea asta și depresia este o alegere personală. Da. Dar vreau să spun și slavă Domnului, n-am văzut până acum. Adică chiar și cei care au avut episoade de astea, de au trecut prin spitale, adică sunt oameni care s-au trezit și erau depresivi ca fond și nu le convenea că sunt femei și de astea cu mers prin dansul ploii, prin față pe la patriarhie, dezbrăcat și chestii de astea drăguțe, cu gătit cu șampon pentru copii și adică chestii adânci. Slavă Domnului, persoanele respective acum sunt bine. Evident, nu știu niciodată. Trezirea spirituală e ca o bombă cu ceas. Nu știu niciodată ce ți-a dat. Dar dacă îi măsori valorile unui om, poți să prevezi cam cum se va manifesta el la un moment dat. Dar oameni care au ajuns în spital după trezirea spirituală, am văzut. Oameni să rămână în spital, nu. Deci toți cei pe care i-am văzut, la ora actuală sunt integrați, lucrează, mă rog, sunt cât de cât bine. Da. A fi bine înseamnă să fii integrat societății, să am o familie, să am o relație, să merg la un film, să mănânc firesc, să mă îmbrac firesc, să nu ies, eu știu, în evidență cu faptul că nu mă spăl sau am alte ieșiri în afara societății. Bun. Deci cam astea au fost întrebările și cam asta e ceea ce v-am răspuns eu pentru astăzi. În măsura în care, mă rog, o să mai puneți întrebări, o să răspund, evident, și asta în măsura în care știu și eu. Sper să vă fie de folos. Vreau să repet că depresia e stare de alegere. Că starea de fericire este o stare care trebuie dobândită în fiecare zi. Că fericirea e Dumnezeu și pacea. Și că până la urmă, de noi depinde să dobândim această stare. Ceea ce vă spun eu, și asta am dat sfaturi tuturor celor care au venit la mine, pacienților, oricui. Știți care este opusul depresiei? Opusul depresiei este fericirea. Deci, dacă te afli în stadiul ăsta, adică în
stare de nefericire. Da? Ce trebuie să-mi propun? Să ating ce? Fericirea. Și în momentul în care îmi propun să-mi aleg fericirea, automat voi găsi și calea către ea. Și de asta vă spun. Dom'le, căutați-vă acel lucru care vă face fericit. Mi-a zis mie o prietenă de-a mea, caută acel lucru care te-ar face fericit. Și pentru care ai putea renunța la orice. Și în momentul respectiv înseamnă că ai găsit adevărul. O seară bună, vă mulțumesc, sper să vă căutați fericirea și mai ales vă doresc din suflet să vă găsiți. O seară bună!